Date de ultimă oră acum despre vizita de mâine a președintelui Volodymyr Zelensky în țara noastră. Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderul de la Kiev se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și, de asemenea, va susține un discurs în plenul Parlamentului. Vasile Marcu, colegul meu, este alături de mine cu mai multe informații. Vasile, bine te-am regăsit. Ce se știe mai exact despre vizita președintelui Volodymyr Zelensky, vizita de o zi, așadar? Vizită de o zi și va avea întâlniri nu doar cu președintele României, dar și cu șefii celor două camere ale Parlamentului, cu președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, înainte de a susține un discurs în plenul reunit al celor două camere. S-au luat măsuri de securitate stricte, dar discrete pe tot parcursul zilei de mâine. Nu se cunosc multe detalii despre traseul pe care îl va urma coloana oficială, însă știm că la prânz va avea întâlnire cu președintele României Klaus Iohannis, o discuție tet-a-tet de mai bine de o oră, în care vor discuta despre situația din momentul de față a războiului din Ucraina, despre situația exportului de grâne, criza grânelor ucrainene practic în toată Europa, dar și despre felul în care România poate să ajute mai mult în această criză pentru a mări coridoarele pe care sunt exportate grânele din Ucraina, inclusiv spre portul Constanța. În plus, vor discuta cu siguranță și despre ce se întâmplă cu refugiații ucraineni din România. Spuneam că după amiază va ajunge în Parlament, unde va avea un discurs de aproximativ 20 de minute în plenul reunit al celor două camere, iar mai târziu, spre seară, va avea o întrevedere și cu premierul României, cu Marcel Ciolacu, după care urmează să plece înapoi spre Kiev.